și apoi aruncă mălai galben ca floarea soarelui. Dar abia când apa încercă să clocotească, Lucreția îmi spune ca și când ar vrea să știu totul despre sentimente, că moartea e la fel de strălucitoare, precum un cuțit de bucătărie prins în perete. Apoi când mă mărit... Și la spectator, nu uitați, mâine, ziua limbii române, în Parcul Copou, se va depune niște gerbe, dar și flori, pentru că limba română este cea care ne ține și care face diferența. Până mâine, vă spunem la revedere. Studis oferă servicii hoteliere moderne în cele două locații din zona centrală a orașului. Locuri de cazare dotate la standarde europene, parcare proprie, servicii permanente de bază și alte facilități vă așteaptă în inima Iașului. Hotelurile Studis, facem totul pentru confortul dumneavoastră. Soluția Coreste Păruși, un nou ansamblu rezidențial situat în Dacia. Complexul oferă peste 300 de apartamente și 353 de locuri de parcare, totul fiind gândit în jurul ideii de confort și siguranță. Îți poți alege interiorul apartamentului dintr-o gamă variată de finisaje puse la dispoziție de către dezvoltator. Peste 670 de familii locuiesc deja în ansamblurile rezidențiale Corest Grand Residence din Tudor Vladimirescu și Corest Vision din Nicolina. Tu ce mai aștepți? Te invităm să... avantajoase și îți oferă consultanță de specialitate. Experiența în domeniu, calitatea produselor și comunicarea cu clienții sunt atouri pentru ca proiectele tale de suflet, mici sau mari, să devină realitate. Alege ce e mai bun pentru tine și familia ta. Alege Echi Deposit. Eurosport. Sau reamenajezi, dar acum îți găsești tot ce-ți dorești. Oțel beton, clase sudate, panouri bordurate, firma de dubliaj de fierar, table zicate, toate gama de țiri sudate, puie, numele și scule, electroz, carbid și mastic luminos, dresie și faianță, echipamente de protecție, produse chimice și de curățenie, produse din cauciuc și PVC, comatia și calitate la preț bun.
noștri telespectatori la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care va aduce cele mai noi informații din cele două domenii. Vom continua cu temele și din învățământ și din sănătate, pentru că vom îmbina ambele domenii. Asta pentru că, iată, la Iași, în zilele următoare, va avea loc în premieră un congres care va fi dedicat domeniul stomatologiei, dacă pot spune așa, atât pentru școli cât și pentru universități. E clar că pentru acest subiect, cea mai potrivită persoană este doamna profesor universitar dr. Norina Consuela Porna, este președinte a Colegiului Medicilor Stomatologi din Iași, dar vicepreședinte la nivel național, și vom discuta despre acest congres în cele ce urmează. Bună seara, bine ați revenit la noi, bucurie, după o perioadă un pic mai lungă. Mulțumesc pentru invitație, într-adevăr, perioada a însemnat activități și evenimente, iar la acest moment, să spunem, această premieră a survenit în urma unor discuții aprofundate legate